Coronavirus a provocat primul deces în Europa. Este vorba despre un turist chinez venit în Franța la jumătatea lunii trecute. Mai multe detalii are colegul meu Sergiu Cora, acum în direct. Sergiu, te ascultăm. Bun găsit, este vorba despre un turist chinez care a ajuns în Franța pe 16 ianuarie. El a prezentat simptome ale infecției cu coronavirus, a fost imediat băgat în carantină într-un spital din Paris. Vorbim despre un bărbat de 80 de ani. Starea lui, în ciuda tratamentului oferit de către medicii din Franța, s-a înrăutățit în fiecare zi și astfel, iată că acum vorbim despre primul mort de infecție cu coronavirus din Europa. De altfel, specialiștii internaționali în virusologie trag un semnal de alarmă asupra modificărilor genetice pe care le poate suferi coronavirusul. Dacă inițial, în decembrie, vorbeam doar despre transmitere de la animal la om, ulterior, specialiștii au demonstrat că acest coronavirus se poate transmite inclusiv pe cale aeriană de la om la om, iar mai nou vorbesc despre o altă ipoteză și anume aceea a transmiterii pe cale digestivă. Mai mult decât atât, acest virus poate suferi modificări și în sensul în care devine tot mai rezistent la tratament, neexistând până acum un medicament și un tratament specific pentru această infecție. Mulțumim foarte mult!